Ne-am întors la știri. Grecia a decretat doliu național timp de 3 zile pentru victimele naufragiului din Marea Ionică. Cel puțin 78 de oameni au fost găsiți morți, iar 104 au fost salvați după ce un vas de pescuit încărcat cu mult peste capacitate s-a scufundat. Totuși, numărul victimelor ar putea fi mult mai mare, pentru că unii migranți salvați spuneau că la bord ar fi fost aproximativ 700 de oameni. Până acum au fost arestați 12 bărbați acuzați că sunt traficanții care au condus vasul de pescuit. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Embarcațiunea tixită cu migranți care plecase din Libia cu destinația Italia s-a scufundat la aproximativ 80 de kilometri sud-vest de Pilos, după ce ar fi refuzat inițial ajutorul, susțin autoritățile din Grecia. The authorities were there, Coast Guard was there. There were boats close by that they were not allowed to intervene. The search and rescue operations when lives are in distress should be effective and very fast. And in this case, it's not clear. It seems that something went very wrong. We need a change, a pact that will spread the responsibility and to have legal migration routes. În portul Kalamata, autoritățile încearcă să-i ajute pe migranții care au scăpat cu viață. We've taken care of all of this. We've prepared the site, the toilets, the showers, anything that's needed, from clothes to anything else. Food has come for those staying here overnight. Autoritățile din Grecia au arestat până acum 12 bărbați acuzați că sunt traficanții care au condus vasul de pescuit scufundat în largul Peloponezului.